În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iată cu rânduiala și cu pronia preasfintei lucrări a lui Dumnezeu cel întreime slăvit, am petrecut împreună toate deniile săptămânii celei mari a așa ziselor pătimirea Domnului Hristos în amintirea lor, anumit așezate prin rânduiala denilor de fiecare seară, și am parcurs împreună o odă de umilință, o odă de jale, un tezaur dogmatic și teologic de învățături legate de persoana Mântuitorului Iisus Hristos, prin care personal Biserica s-a angajat pe timp de pace și liniște și așezarea tuturor dogmelor, să închine această cântare de laudă Domnului Hristos atunci când este pus în mormânt, prin faptul că la vremea și la timpul istoric, atunci când a trecut și a gustat moarte și cruce și cuie și scuipări și bătăi și loviri și bice, atunci era privit ca un tâlhar și ca cei fără de lege, iar astăzi, pentru că conștientizăm faptul că este izbăvitorul, mântuitorul și restauratorul neamului omenesc și cel care dezleagă păcatul veșnic al neascultării de Dumnezeu, cel care învinge moartea cea veșnică, prin acele cuvinte pe care le vom auzi în noaptea de înviere, unde ți este moarte, boldul tău, unde ți este iadule, biruința ta, înțelegem că cel ce s-a coborât din cer este cel care s-a deșertat luând chip de rob, cum spune Sfântul Atanasie cel Mare, să ne facă pe noi ca Dumnezeu, să ne aducă la starea de fii desăvârșiți prin credință și prin har, sau ca fii acelui prea înalt. Uitându-ne în toate cântările prohodului așezate în un mod întâmplător, în trei stări, de la o stare la cealaltă, schimbarea liniei melodice, mai duioasă, mai cu evlavie, mai cu jale, mai cu bucurie, deopotrivă simțim puterea celui care le-a creat pe toate și intră în dimensiunea umană, în mormânt cu trupul ca un om, în iad cu sufletul ca un om, în rai cu tâlharul și pe scaun toate umplându-le cela ce este necuprins ca un Dumnezeu. Deci, făcând o retrospectivă a ceea ce înseamnă dogmatica Bisericii, noi avem 5 acte mari și clare. Facerea lumii și căderea omului în Vechiul Testament. Iar în Noul Testament totul se răsfrânge în lucrarea de mântuire și de restaurare în Dumnezeu prin întruparea din Fecioară și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui și voi pune vrăjmășie între tine și diavol, tu îi vei zdrobi capul, el îți va înțepa călcâiul. Nașterea Domnului Hristos, jertfa crucii și învierea, înălțarea și cinzecimea sau pogorârea Duhului Sfânt, când Hristos ne spune în mod solemn, dacă eu nu mă duc la Tatăl și nu vă trimit mângâietorul, voi veți rămâne orfani. Toată această lucrare cuprinsă în învățătura Sfintei Evangheliei, începând de la întruparea lui Hristos prin vestea îngerului de la Nazaret și până în momentul de față, când noi ne aflăm în plin creștinism desăvârșit în puterea sobornicească a soboarelor ecumenice, în puterea apostolească și unicitatea Bisericii, al cărei cap este Hristos, noi trăim toată revelația în mod concret prin cele 7 taine ale Bisericii și toată învățătura patristică care păstrează acest tezaur cuprins în textele prohodului. Și am ales doar câteva idei simple pentru cultura dumneavoastră generală, să vedeți că legătura între Adam cel vechi sau cel dintâi,
om cu suflet viu, și legătura între Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață este legătură dogmatică pe tot parcursul întregului șir de pregătire mesianică, începând de la ieșirea la propovăduire și până la răstignirea Mântuitorului Hristos și învierea din mormânt. Pe pământ ai venit pe Adam să-l mântui, iar pe acesta, negăsindu-l pe pământ, în iad te-ai pogorât, stăpâni al meu, și l-ai căutat. Într-adevăr, cum ați auzit la ultima binecuvântare, pe Adam ai izbăvit și lacrimile Evei în bucurie le-ai întors. Sub pământ te-ai ascuns ca un soare acum și între morții noapte neagră te-ai învelit, ci răsar Hristoase al meu mai strălucit. Vorbim de soarele dreptății, de Hristos, cel care prin stea ne-a învățat să ne închinăm lui soarelui dreptății și răsăritul cel de sus, cum cântăm la nașterea lui Hristos, Doamne slavă ție. Pe întâiul Adam, prin păcat omorât, la viață ridicându-l cu moartea ta, Adam nou în trup te-ai arătat acum. Deci iată-ne pe aceeași chintesență în care Adam cel din tâi, spune Apostolul Pavel în epistole, prin el toți mor, pentru că el a dobândit moartea cea veșnică, și vorbim de Hristos, prin care în Hristos toți înviază. Cela ce din coasta lui Adam cel din tâi pe strămoașa ai plăsmuit, ești în coastă împuns și izvor curățitor ne izvorăști. Ce vrea să spun aici? Ne spune Inocențiu de Odesa că așa cum Dumnezeu adoarme pe Adam în somnul cel adânc, ceea ce înseamnă revelație, taină și necunoaștere, și se trezește cu perechea lui sau tovarășa de viață, sau se trezește cu sprijinul său, Isha, cum spune ebraica, adică sprijinitoarea, femeia, Adam recunoaște din acel somn adânc în care trăiește mistic și revelat că aceea este femeia care mi-ai dat-o, os din oasele mele, carne din carnea mea, trup din trupul meu, femeie se va numi ea. Numai că această prelungire a coastei adamice face legătura între demon și căderea păcătoasă, starea de materie, starea de dimensiune, starea de timp, pierzând nemurirea, veșnicia și strălucirea perfecțiunii desăvârșite a omului îndumnezeit, întorcându-se la rațiunile grosolane prin care am reușit să spurcăm și să chinuim și pământul și planeta și materia și cerul și pământul și toate cele ce sunt împrejurul nostru, de aceea Hristos trebuie să intre în toate dimensiunile. În măruntaiele pământului să curăță pământul îmbibat de sângele și genocidul Vechiului Testament de-a lungul a 5.000 de ani, în iad cu sufletul să purifice toate sufletele căzute datorită neascultării adamice și a îndrăznelii femeii de a întinde mâna în pom, pe scaun cu Tatăl pentru a curăți imaginea cerului și a-i da din nou strălucirea cea din tâi, toate s-au umplut de lumină, și cerul și pământul și cele de desubt, și în rai cu tâlharul să curețe calea de la Adam la pomul vieții, dar de data aceasta prin pașii lui Hristos, de data aceasta prin pașii tâlharului cu o cruce în spate și prin pașii lui Adam și a Evei, care învață de data aceasta, după o greșeală de 5.000 de ani și șederea în străfundurile iadului, care este calea de la Hristos la pomul vieții, adică la Euharistia, de care s-au lipsit cu atâta ușurință, cum ne spune Octoihu, și s-au trezit mâncând din pomul cunoașterii binelui și răului, necunoscând la priceperea copilăriei lor duhovnicești din grădinia Raiului, stare paradisiacă, care este dimensiunea răului și care este dimensiunea binelui. Binele este veșnic și este dumnezeesc când e în ascultare de Dumnezeu. Sfânt, 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 Domnul Savaot, plin este cerul și pământul de mărirea ta. Doamne, toate într-o înțelepciune le-ai făcut, niciun cuvânt nu-i de ajuns la lauda minunilor tale. Și Ioan Damaschinul certifică acest bine dându-i o pecete desăvârșită. Binele care nu este făcut bine, nu este bine. Adam și-a dorit un bine nemuncit și noi deseori alergăm după un bine nemuncit și ieșim în pierdere când adunăm cu Dumnezeu, risipim după rațiunea minții noastre. Iar răul este rădăcina căderii morții veșnice și a iadului veșnic, în care îngeri de lumină prin neascultare se îndemonizează ei înșiși pe ei prin neascultare și devin
diavoli nesuferiți, aruncați din cer pentru încordarea grumazului lor, într-o cerbicie lor, în interstelar și în străfundurile iadului, cum ne învață patristica. Trecem și mergem mai departe spre finalul, pentru că nu vom sta să retâlcuim din nou tot prohodul, avem timp toată noaptea, dar mai aveți și treabă. Sub pământ apui cel ce își luceafăr al dreptății și pe morți ai ridicat ca dintr-un somn greu, alungând din iad tot întunericul. Iadul a înghițit om și a dat de Dumnezeu, iadul a crezut că îmbrățișează moarte și de fapt s-a trezit îmbrăcat și plin de viață. Dracii iubesc întunericul pentru că nu iubesc lumina, și așa spune Scriptura, ce părtășie are întunericul cu lumina, și iată că de data aceasta are, că lumina lui Hristos, care luminează tuturor, învelește străfundurile iadului și îl găsim într-o parul cântării pascale așa, iar cei din iad Hristoase, cu picioare vesele, alergau spre lumina cea neapropiată a învierii tale. Toți cei din iad au recunoscut lumina divină și au ieșit din întunericul demonic și au fugit spre lumina dumnezeiască. Așa trebuie să fim și noi cei pământeni și să nu ne temem de Dumnezeu, să alergăm spre Dumnezeu cu pași repezi, spre lumina cea neapropiată a învierii sale, a puterii sale, a crucii sale, a Evharistiei sale, a sângelui care ne spală, a cărnii care ne curăță și ne vindecă, și să nu facem ce a făcut Adam. S-a temut Adam, Dumnezeu umblând în rai atunci, iar acum se bucură când îl vede venit la iad, căci căzând atunci, acum s-a ridicat. Dacă atunci stătea cu Eva pitulați și goi, cu simțuri animalice pe ei dezbrăcați, înfoșfoliți în câteva frunze de smochin și auzind pașii lui Dumnezeu se speriau și tremurau, iată vine și acesta, iată ce am făcut, nu ne putem arăta lui. Dumnezeu intervine și spune, ce faci, Adame, unde ești? Aici ești, Doamne, nu întoarce fața ta de la sluga ta când mă necăjesc. Ia minte spre sufletul meu și îl mântuiește pe el, dar n-a spus așa. Cântecul acesta îl cântă Adam în străfundurile iadului, este cântecul de jale a mormântării lui veșnice în întunericul iadului, sub stăpânirea demonilor. Dar iată că de data aceasta nu-i mai este frică de foșnetul picioarelor lui Dumnezeu prin grădina raiului, ci fuge cu toată puterea spre lumina cea neapropiată a învierii sale și se ridică din căderea aceea, simțind că nu există altă cale decât acces direct la pomul vieții, la veșnicie și la nemurire. Hristos este asemănat în toată această istorie a crucii, jertfei și învierii cu un pelican care, neavând cu ce să-și hrănească fiii săi duhovnicești pierduți pe care îi ridică din căderea morții, decât însulițându-se în coastă ca pelicanul în gușă când nu are pește, să bea puișorii sânge, să reziste până la va găsi din nou hrană, Hristos ne dă veșnic din coasta lui hrană, din gura lui cuvânt, din inima lui dragoste, din sufletul lui iubire și din dumnezeirea lui slavă și mântuire. Întins pe lemn fiind și El care este Dumnezeu și pune pământul pe ape, de data aceasta se coboară în pământ fără suflare, iar pământul, simțind pe Creator în stare de adormire și de moarte, tremură și se cutremură. Dar iată că acest cutremur nu face altceva decât să împlinească o poruncă mai veche dintre Adam cel nou și Adam cel vechi. La Golgota, acolo unde se numește Munte al Căpățânii, stătea craniul lui Adam cel dintâi, îngropat de fiul lui Noe de după potop, să nu se spere lumea de mărimea și sluțenia lui, pentru că Adam fusese un om mare și în momentul căderii Dumnezeu l-a schimonosit oarecum pentru greșeala lui, i-a îngropat capul în pământ, acolo la Golgota, de aia se numea dealul Căpățânii, se înfinge crucea de către ucigașii lui Dumnezeu, iar în momentul în care sângele spală crucea, îi dă putere de viață făcătoare, o face izgonitoare de demoni, sângele lui Dumnezeu cade pe căpățâna lui Adam și Adam primește puterea luminii și a iertării. Această taină o știe doar Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, care vine ca prin puterea Lui și prin lucrarea Lui cu Duh dătător de viață să-L învie pe Adam.
palme și lovire ai dat lui Hristos, i s-au dat lui Hristos peste față, celui ce cu mâna sa pe om plăsmui și a zdrobit cu totul ale fiarei fălci. Aici vreau să fiți foarte atenți că este o metaforă care leagă mai multe elemente ale Noului cu Vechiul Testament. În momentul în care Dumnezeu îl avertizează pe Adam să nu greșească în rai și el totuși îi întoarce spatele și stă la sfat cu diavolul, Dumnezeu se simte jignit și scuipat și lovit peste față. Acest lucru îl știe demonul plin de satisfacție care i-a întins cursa lui Adam. În momentul când Hristos este la Gavata, la locul pardosit cu pietre, primește, după cum ne spune Sfântul Dimitrie al Rostovului din descrierea și revelația avută, scuipări și palme și loviri fără număr, îmbrânceli, lovituri, tras de păr, cunună de spini, batjocură, hlamidă, trestie, oțet și fere, și totuși, diavolul crezând că prin acestea batjocorește pe Dumnezeu sau sfidează firea umană, o ia în derâdere să-i facă în ciudă lui Dumnezeu, iată că totuși acele palme date peste față omului Dumnezeu sunt de fapt palmele smereniei cu care Hristos îl lovește pe diavol peste fălci și ne spune Sfântul Vasile cel Mare, îl leagă în întunericul iadului cu undița întrupării sale. Se încheie spre final prohodul amintind de Maica Domnului, care este mântuitoarea și izbăvitoarea neamului omenesc. Nu mai plânge Maică, că eu pentru Adam și Eva m-am coborât în iad ca să-i slobod. De aceea sufăr. Adică Eva cea nouă șterge lacrimile Evei celei din tâi, care prin neatenție se duce și vede ce frumos era la vedere și bun la mâncare rodul care i-a omorât și i-a despărțit de Dumnezeu. Și în final se pune accent pe toată lucrarea treimii, o treime sfântă, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, lumea o mântuiește. Cum o mântuiește? Când Iisus Hristos căra crucea în spate, cei ce îl loveau, îl jihneau, îl îmbrânceau, îl biciuiau, credeau că se răzbună pe un răzvrătit sau prin oarecare care tulbură liniștea Ierusalimului. Dar Iisus purta în această cruce întreaga cantitate de păcat a umanității. Iată mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii. Dacă ne uităm atenți de înlucrarea demonică și spurcăciunea diavolului care e viclean și neștiu de nimeni cum lucrează, încearcă să-i întindă lui Hristos curse, să scape crucea din spate, să se îngenuncheze, să cadă la pământ, să cadă sub povara crucii. Aici Dumnezeu Tatăl, văzând toată această taină, trimite pe Simon din Cirene, un om ce venea de la țarină, smerit și rupt de realitatea vieții din Ierusalim de atunci, și acesta ia crucea lui Hristos, adică, ca să se împlinească ce spune marele teolog Homiacov, am căzut singur, dar ne ridicăm împreună, noi împreună cu Dumnezeu. Și iată că Simon din Cirene îl ajută pe Hristos să aducă crucea pe Golgota. Și aici vreau să fiți atenți la o chestiune pe care deseori o neglijăm. Oare numai Hristos este puterea învierii? Oare numai lumina din mormânt este puterea învierii? Oare numai mormântul gol, dătător de viață, este emblema învierii? Nu. Și crucea este puterea și stindardul învierii. Pentru că Iisus Hristos, când termină lupta cu diavolul pe pământ, se preface că nu poate, în adâncimea tainei dumnezeiești, se lasă străpuns de cuie pe cruce, fixat pe altarul de mântuire a lumii, iar ca să se împlinească împotrivirea păcatului până la sânge, trebuie să curgă sânge din pălbi și din picioare pe cruce, s-o spele cu acel sânge divin, crucea se încarcă de o putere neștiută, dușmanii, ca să sfideze neputința dumnezeirii, o mai și ridică în picioare și fără să-și dea seama împlinesc voia divină și o înfingă în locul unde Adam cel nou trebuie să spere de păcat pe Adam cel vechi. Și de fapt ce face Hristos?
așa cum oștenii când câștigă o redută sau un câmp de bătălie pun steagul învingătorului și Iisus înfinge steagul creștinătății în mijlocul lumii. Crucea care devine arma asupra diavolului, care îi îngrozește și îi cutremură, dracii urlă cât pot și strigă cu mânie. De ești tu Fiul lui Dumnezeu? Dă-te jos de pe cruce! Nu mai ține această armă să ne chinuiască! Numai că Iisus, printre aceste cuvinte, îi spune Tatălui zâmbind în sufletul lui și împăcat că a putut sfinți firea omenească. Tată, am săvârșit ce mi-am dorit. Și diavolul s-a înșelat singur, neștiind că Iisus se va duce pe scaun cu Tatăl, pentru că era cuvântul din veci, iar pe pământ, crucea ta ne-ai dat o nouă armă împotriva diavolului, cântăm la maslu de fiecare dată, că se cutremură dracii nesuferind a căuta la puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării și învierii tale. Amin și Doamne ajută!